bolnav cu afecțiuni oncologice din județul Bacău, dar cred că vestea este bună și pentru alții din afara județului. Deocamdată noi suntem aici în Spitalul Județean, în urgență în județul Bacău și ne interesează cetățenii județului Bacău. E un subiect care a fost pe buzele multor autorități locale, multor manageri de spital, multor guverne. Au trecut aproape 10 ani de când tot am făcut lucruri pentru asemenea obiectiv. Finalmente, grație Guvernului României, Guvernul Dumnezeu Victor Ponta, și cu sprijinul, repet, al Ministerului Dezvoltării, de acum până și al Ministerului Sănătății, nu numai pentru această secție, ci și pentru alte obiective care sunt prioritățile în urgență. Cred că știți că odată făceam apel la o statistică pe care o avea Ministerul Sănătății, nu știu dacă mai există, nu știu dacă mai suntem pe acel loc la nivel național, pe locul 3 în București și Cluj, ca investiții susținute în sănătate de autoritate locală, de Consiliul Județean. Eram pe locul 3 în București și Cluj, vă dați seama, practic, cu doi giganți din punct de vedere financiar. Nu știu dacă mai suntem pe locul 3, dar chiar dacă mai suntem pe locul 3, suntem o autoritate județean la care sănătatea chiar este o prioritate. Știți foarte bine că nu ne-am rezumat la susține doar Spitalul Județean de Urgență. Suntem aici într-un obiectiv finanțat din fonduri europene. Am susținut și Spitalul Moinești, se mai susține. Un manager cu deleț este aici. La noapte ieri am semnat un acord de colaborare și de asociere pentru Partenerul de Urgență în Moinești. Chiar este o prioritate, a fost. Din prima zi a mandatului din 2014 până astăzi, sănătatea a fost și este o prioritate. Sperăm să se întâmple lucruri pozitive și în relația personal medical pacient, pentru că toate aceste investiții, că sunt din fonduri europene, că sunt din fonduri publice, dacă nu sunt însoțite și de o atitudine corectă și decentă din partea personalului medical, aceste investiții sunt aproape în zadar. Am să-i rog pe cei care trebuie să facă formalitățile de semnare a acestui contract să le facă, după care am să-i dau cuvântul domnului ministru Nicolae Boriceu și, sigur, întrebări pentru doamna directora Companiei Naționale de Investiții, antreprenorul general, domnul prefect, domnul deputat Nicolae. Am ținut să facem acest eveniment aici pentru că dumneavoastră ați mai asistat la obiective la care s-au semnat contracte și nu s-au mai, ori n-au mai început, ori nu s-au mai finalizat. Nu cred că vom trăi asemenea momente. Cred că vom încheia până la jumătatea, în prima jumătate a anului viitor, acest proiect important, despre a cărui importanță medicală, cu siguranță, vă va vorbi mai bine domnul ministru. Vreau și mulțumesc pentru efortul pe care l-a făcut de a veni și a marca acest moment. Repet, nu este o investiție oarecare. Cred că fiecare dintre dumneavoastră știe pe cineva, are pe cineva apropiat, care ori merge la Târgu Mureș, ori la Iași, ori la Cluj, ori la București. Din păcate, asta este viața în care trăiește. Domnul ministru, dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte, după care să dăm întrebări, drumul la întrebări pentru... Sigur, din moment vreau să vă spun că sunt extraordinar de mulțumit că reușim să încheiem această perioadă de datură, discuții și planuri pe care le aveam referitor la un astfel, la construcția unui astfel de centru. Și
Recepția lucrării la